Au încercat să oprească un vitezoman, dar s-au pomenit într-un accident rutier. O mașină a poliției a fost accidentată violent în partea din spate de un alt automobil. Șoferul care nu a reușit să frâneze a fost rănit. Totul a avut loc în data de 9 aprilie, în jurul orei 12 40 de minute, pe traseul chișinău Potrivit poliției, echipajul Inspectoratului Național de Securitate Publică care patrula pe acel traseu ar fi fixat cu radarul o mașină ce se deplasa cu viteză de 169 km/h. Într-o curbă periculoasă la intrarea în satul Bucovăț din Raionul Strășeni, în încercarea de a-l opri pe vitezoman, având girofarul și semnalele luminoase incluse, polițiștii ar fi virat pentru a opri vitezomanul. Însă, în acel moment, un alt șofer ce venea din spate s-a izbit violent în autospeciala a poliției. Distanța de frânare a mașinii a fost de 120 de metri. Impactul a fost atât de violent încât automobilistul care s-a izbit în mașina poliției a suferit mai multe traume. Din fericire, ele au fost ușoare, șoferul nu a avut nevoie de internare. Poliția a ținut să menționeze că ambii polițiști aveau centurile cuplate, șoferul celuilalt automobil însă nu avea pusă. Polițiștii din Strășeni continuă cercetările.